Gata, mă, după doar 10 luni mai târziu am băgat mașina să schimbăm garniturile. Le avem aici. Bucșile de la bara stabilizatoare, că s-au rupt. Au și ele o vârstă și lichidul de frână. Vedem care-i treaba, cum se mișcă băieții. Cau cu aparate, cu chestii, învățăm lucruri. Foarte mișto. De-abia aștept. Da, mă, așa arată. Lichidul de frână. Black. Trebuie schimbat de o viață. Vedem dacă se erisește. Ce e aici? Poate de sunt haos, întriere, gripate, erisitori, de buni. Măcar groapa arată bine. Groapa e spital. La mașina nu, dar groapa, spital. Bun, îi dăm mai departe. Ce credeți, bă, băieți? Stați așa. Că eu știam de treaba asta, dar să vă arăt și vouă. Nu știu dacă se vede aici și dacă pot eu să dau zoom. Nu știu dacă am luat-o pe aia care trebuie. Păi, dar am niște fisuri pe bobine, bă, băiatule. Bă, de te doare capul, bă. Bine, are 500 de mii, normal. Bine, orice e normal la mașină. Poate să-mi facă orice la motor mașina asta, că e normal orice la ea, știi? Of, nu le mai văd. Uite aici. Uite aici. Nu știu cât se vede în video, dar au niște fisuri. Mama lor. E bine că, nu știu, cred că erau înainte vreo 250 de lei și doar 8. E ok treaba. Asta e, 8 copii la masă, o bobine. Da, mă, deci s-a rupt un șurub la capac, nu? Unu? Două, da? Ambele pe aceeași parte sau... A, măcar e mai mult loc aici, mă. Adică e prietenoasă. Ține cu casa, dăm filete, facem. Ce ai, bă, ești nebun? Mă mut aici. Da, e caldul, la Filip îmi place. Dar dorm în mașină, că îmi pun salteaua, e țipă. Vorba aia, facem lucruri la Toyota și nu documentăm. Da, probleme mari ai văzut. Probleme, se termină bateria la cheie. Da. Și n-am impus de unul. Noroc că au băieții ăștia la magazin aici. Vezi, mă, când vii la Mecanero ai servicii de-astea complete, adică merge cu tine la un alt magazin, îți desface, îți pune, îți dă garanție la lucrare. Da. Ce să mai vrei de la viață? Pax aia, scrie ceva? Ia vezi că e ceva cu două puncte, cred că e un citat din Biblie. Zici? Păi nu știu. Ce au scris, mă, știi aici? Trebuie să cauți în Biblie. 23, 50, 4 pe 4, au făcut ei ceva. Trebuie să cauți de-asta, cum îi zice. Ce să mai caut, nu mai caut nimic. Ce mă? E capota deschisă. Asta e mașină inteligentă, Filip, nu e așa? I-am citate de alea din Biblie. Da, arată bine. La uzură. Părerea mea, părerea mea e că arată bine pentru 500 de mii, dar asta e, eu nu sunt un expert. Băieții refac filetele unde s-au rupt șuruburile. Se scot, se fac, se drept. Luați-vă Toyota, au zis. E mașină bună, au zis. Că te rup șuruburile când scoți capacul de tacheți, n-au mai zis. Erau bune, nu? Bă, la 500 de mii, le păstrez. Adică au mers 500 de mii. Nu mai erau moi, erau tari. Dar asta e, ulei la bujie. Ulei la bujie, nu e bun uleiul la bujie. Schimbăm aceste garnituri. Și acum ca să facem un comparativ. Așa era înainte, așa e după ce e curățat. Asta e garnitura veche, care este foarte tare. Casanta, aș putea să spun, în anumite locuri. Se și rupe. Hai că nu se rupe acum, dar s-a rupt cealaltă. În sfârșit am încercat. Astea de aici sunt... nu se mișcă. După cum le vedeți, sunt... tun. Iar astea sunt moi și uite.
Uite. Diferență. Cum se schimbă? Pentru Toyota Land Cruiser 147 V8 se strâmbă aceste siguranțe de tablă, se ridică, se scoate garnitura, se pune garnitura nouă și se strâmbă la loc. Noi așa am făcut, e bine, rău, nu știu, ziceți voi. Nu știu unde mergeți voi, la reprezentanțe, la nu știu ce, dar la Mecanero, când ai mașină de schimb, e când vii cu V8, primești V8. Nu știu. Nu știu cum e la reprezentanță, dar așa e aici. Ai venit cu V8, trebuie să mergi la tuns, primești V8. Mamă. Cât am mai sufrageria, frate, și e în două uși. A luat-o la sfert. Mașina asta este de vânzare, ci că trag de nu știu ce la oglinzi ca să se... Ia uite, mă, am tras de buton și s-au dezrabatat. Da, mașina e de vânzare, pentru detalii întrebați pe Filip. Mamă, câta mașina, bă, băiatule, bă, și eu sunt obișnuit. Stai că am ceva, frână de mână, ceva. Break, puf, a patra pedală, de fapt a treia. Cum ești de aici, Filipe, cu chestia asta? Vai de capul meu, mă urc pe lucruri, 100%. 100%. Gata. Da, îmi pun centura și pun navigația, că nu știu să ajung. Filmăm cum se rupe, nu? S-a desfăcut? Nu. S-a desfăcut cu rup, nu? Tot desfăcut se numește și asta. Stai, mă, că am uitat de bucșele de la bara stabilizatoare, care e de curse, e roșii. Nat. Alea ar trebui să se schimbe relativ. Adică ar trebui să se schimbe, să nu se mai rupă șuruburi. Ar trebui. I hope. Hai, mă, că avem și cu lichidul acum. Am aproape terminat cu astea, cu șuruburi rupte, scoase, puse, făcute, drese. Și acum îi tragem cu lichidul la mașina asta și la toate mașinile în general. Se începe cu roata dreapta spate, adică cel mai îndepărtat loc de aerisit. Dar mare atenție să nu rămâneți fără lichid în vas. Pentru asta avem butelia asta aici la Mecanero. O vom conecta ca să nu tragem aer fals. Că 2500 de euro pompa de frână la Toyota, n-aș vrea să dau. Vorba aia, de-abia mai am luat jante. La cafea, aer la cafea. Gata, mă, și uite, așa aerisim, vorba aia. Să nu avem aer în instalație. Ca să nu dăm de bile. Și oamenii sunt acolo la aerisit, să capă ca... Aici. Și gata, dă-i drum. Da, da? Dă-i. Ia, merge. Da, am venit prea hotărât. Da? Păi, da, bine. Eu te noroc. Am mai umblat oamenii la ele. Ori mai fi aerisit și ei. Ori mai fi aerisit și ei, mă, de-a lungul timpului, știi? Capacele de tacheți nu le-a desfăcut nimeni, stai să... Nu, mă, iese curat. Gata, măi, am dat presiune, pac, trebuie să curgă pe acolo. Trebuie. Curge. Avem și ăsta aici de schimbat. Nu e, mă, frate. Nu, e curat. E curat acum. Nu știu cum. E curat, nu. Nu e? Așa ți-o par, nu e curat. Zici tu? Păi numai că tot ce are din vas. Da. Și garniturile alea le-am schimbat pentru că baia de ulei se autogresa. Adică aveam ulei de sus, de acolo. De acolo, de sus. Asta e, se mai întâmplă. Da. Și venea de sus peste tot. Și acum am zis să nu se mai autogreseze, să ruginească. Și prioritățile au dat acum, nu? Că nu era. Și ăla de m-am speriat eu că s-a stricat cutia, dar e vaselina lui Miu. Da. La timonerie, știi ce zic? E marfă, mă, cu Ford-ul ăsta F-150 Raptor prin oraș, că te strecori ușor. Da, mă, e mișto. E mișto F-150 Raptor prin oraș. Ai impresia că lovești toate mașinile și pe stânga și pe dreapta, nu scapă una. Mai, cred că aduc 25 de mașini acasă, e mișto, te strecori ușor. 400 de cai, vorba aia. Mașina de oraș. Sau mașină de dat la schimb, la servis. Mașină de curtoazie. Cum era aia cu sensul, băieți? Cum era aia cu sensul? Sper să ajung la benzinărie cu vaca asta, care mai are range 10 km.
Da-i nebunul că îți mai dau o talpă de asta. Să rămânem aici, un pinge mici nebun. Uite, bă, era o cheie. Era o cheie în față, era să o mănânc. Stai liniștită, sora mea. Băi, când vede cheia, o apucă Filipe, nu știu ce dracu. Uite. Stai, mă, așa, că n-avem noi treabă. Băi, băi. Filipe, ce-i fac lua asta, mă? Cum o potolesc? E verde, da. Băieții ăștia care... Băi, du, budu. N-am vrut, îmi cer scuze. Mașina mea nu face așa. Azi este a doua zi de dimineață. Mai aveam de aerisit aici frânele, că nu s-a terminat toată lucrarea de seară. Și am pornit-o, am pus totul la loc, garnituri, tot. Urmează să o spălăm ca să vedem dacă mai curge pe viitor. Și aia e. Fac băieții aerisirea, mai am de schimbat scutul de rezervor și bobinele. Și aia e. E și Dănuț, e și Dobrescu, e toată lumea aici, e și Filip, că doar e serviciul lui, vorba aia. Toată lumea, frate, făcut gang aici, gang. O nouă zi, 1 februarie, 10 grade se fac astăzi, soare, îmi pare rău că n-am zis 10 grade în termometre, 10 grade în termometre, mergem la Mecanero să schimbăm scutul de rezervor și brida aia care îl prinde. Vă arăt eu, nu e nicio chestie. Imediat ne mișcăm rachetă. Doamne ajută, sper. Oameni serioși, bă, la Mecanero, aveam la 10 jumate programare, intra mașina acum, ne apucăm de treaba cu rezervor. Spă de desubt oamenii mei. Ne apucăm de treaba cu rezervor, am aici brida vieții, nu aia, îmi pare rău că nu mingea vreau să vă arăt. În sfârșit și rezervor recondiționat. Imediat revin. Eu m-am uitat și pare uscat. Pare uscată treaba cu garniturile. Hai să vă arăt. Astea sunt piesele pe care le schimbăm. Nici nu mi-a părut rău. Nu termina nici nu. Asta e recondiționată. La capaca vopsită. Și așa arată ce-i pe aici, așa pe dedesubt. Asta trebuie să dispară de aici. Păi stai, mă, frate, așa că aici se întâmplă ceva de la... Aici se întâmplă ceva de la actuatorul ăsta de blocant, frate. Asta e problema. Și la roată... Plânge cineva și la roată, dar nu știu cine și nu știu de ce. În sfârșit, noi schimbăm asta. Asta e principala problemă. Asta e brida veche. Asta e aici rezervorul. Și asta e ce a rămas din scut. Da, aia e. Nu așa asta, că era urât aici. Era caca. Nu cred că e ăla, nu e aici. Ce? Aici cred că e. Incredibil, atunci nu mai vreau. Dacă tot ești acolo... Poftim? Nu se potrivește brida, ai luat-o pe aia din față și nu le trebuie aia din spate. Nu pot să cred. Da, are o prindere pe aia. Cum așa am luat-o? Păi eu am cerut-o pe aia din spate, nu e bine. Da, eu te cred, adică nu, ce să zic. Vezi pe punte că am un brider, vezi dacă e înfundat. Brider. Da? Brider. Trebuie să plece un furtun în sus, de pe punte. Și în capăt are un căpăcel metalic. A, e scorul. Da. Aha. Vezi dacă e, dacă funcționează sau nu. Căpăcelul ăla trebuie să apeși pe el. Trebuie să apeși pe el să meargă sus-jos. Dacă nu merge sus-jos, da, înseamnă... Da. Nu merge? Da. Ia mă, tată, mă, unde l-a repet și... Da, mă, da, scoate capacul de acolo și lasă furtunul liber. Fără capacul ăla metalic. Nu putai furtunul, cred că l-a repet. Adică când preagurile astea o țin, nu? Da, cred că da. Pe alea de șasiu, n-au treabă. Da, mă, deci brida nu e corectă, e aia din față, nu e aia din spate, aia din spate e mai lungă, aia din spate e mai scurtă. Au comandat băieții ăștia greșit. Doamne, comandă și mie brida dinspre spatele mașinii. Asta, domne? Da, domne, nu știu. Dinspre spatele mașinii. Da, domne, ți-am comandat, e din față. Bravo al Padrino, bombă. Deci așa e, așa era service, ca să știți, cu mașinile, nu e totdeauna cum crezi tu. Am piesele, am comandat, am sablat, mă duc să montez. E greșită piesă. Iartă-mă pe mine, mai venim o dată. Schimbăm obositul ăsta. Nu stăm degeaba. Schimbăm ăsta, ești nebun? Am scos briderul de pe spate. Poate de la el curge ulei pe acolo, pe acolo. E mort. Dead people.
Da, și cum spuneam, dubla 2, am plecat de la Filip, de la Mecanero, am schimbat furtunul ăla de ceva, epurare, gaze, ceva, nimic semnificativ. Brida de la rezervor nu s-a potrivit, că bineînțeles, pentru a patra oară, când băieții ăștia de la Alpadrino comandă piesele așa cum vor ei, adică eu îi zic bridă spate și le comandă pe aia din față, că ce mai sunt 350 de lei, dar cu alte cuvinte, oamenii mă obligă să le schimb pe amândouă, că dacă am luat-o pe aia din față, care nu-mi trebuia, că nu e așa de ruginită, acum o comand și pe aia din spate, deci le voi schimba pe amândouă. Mai așteptăm o săptămână, mai dăm 350 de lei și asta e. Ce vrem, dacă n-am avut toți banii să-mi iau Toyota de 80 de mii și mi-am luat de 5900, mai scârție geamul, mai schimbăm o bridă? Atâta mi-am permis și eu, vorba.